cunoștință că bugetul Comunii Sân Andrei a fost votat săptămâna trecută. Mulțumesc tuturor consilierilor locali pentru votul exprimat, pentru că s-a votat cu majoritate de voturi. Avem multe de făcut anul acesta și cu siguranță vom începe cu ceea ce este mai important și anume curățenia de primăvară înainte de Paște. Am văzut că foarte mulți dintre dumneavoastră ați început să scoateți deja resturile vegetale la stradă. Mă bucur să văd că este interes pentru acest lucru și vă aduc la cunoștință că puteți să scoateți aceste resturi până la sfârșitul lunii martie, adică 31 martie. Noi vom începe să tocăm, să adunăm aceste resturi începând cu 1 aprilie. În ceea ce privește deșeurile voluminoase, vă aduc la cunoștință că și în acest an vom aduce tomberoane mari, containere mari, ca să putem să gestionăm această situație și locațiile vor rămâne aceleași. Anume, la Carana Cimitir vom începe în perioada 4-7 aprilie, la Sân Andrei va fi 11-14 aprilie, iar la Covaci perioada va fi 18-21 aprilie.